Piața prefecturii din Târgu Jiu a găzduit evenimentele închinate acestei zile dedicate celor care s-au jertfit pentru popor. Au fost rostite alocuțiuni de către șefii județului și ai municipiului. Hristos s-a înălțat. În această zi de mare sărbătoare națională, eroii neamului sunt slăviți asemenea celor mai scumpe icoane. A fi erou, a deveni erou, înseamnă sacrificiu. Înseamnă sacrificiu pentru o credință, înseamnă sacrificiu pentru un neam. În această zi trebuie să ne amintim cu profundă recunoștință de toți cei care s-au jertfit ca să avem o țară întreagă, independentă și suverană, în care să trăim liberi. La eveniment au fost prezenți și cei care au fost alături de eroi, dar cu care viața a fost mai binevoitoare. Momentele din această zi i-au făcut să-și amintească de colegii uciși pe front. În această măreață zi de închinare românească, în fața eroilor căzuți pentru apărarea pământului strămoșesc și pentru afirmarea drepturilor și credințelor noastre naționale, neamul întreg îngenunchează în creștinească și caldă rugăciune pentru slava și odihna sufletul acestor morți. Înălțarea Domnului sau ispasul, cum mai este numită în popor, se sărbătorește în fiecare an la 40 de zile de la Paște, de fiecare dată joia, și reprezintă ultimul eveniment din viața pământească a lui Iisus Hristos, ziua fiind totodată sărbătoarea eroilor în Biserica Ortodoxă Română.